Sărbătoare mare, doamnelor și domnilor, astăzi la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Andrei sau Andreea. Despre Sfântul Andrei vorbim și noi la emisiune. Este alături de mine Părintele Cezar Axinte, consilier eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit, sănătoși! Părinte, un pic de istorie să facem, să vedem care a fost viața Sfântului Andrei și cum a ajuns să fie Sfântul Andrei ocrotitorul Dobrogei. Da, sunt de acord să facem puțină istorie dacă îmi spuneți că avem o viață la îndemână să discutăm despre Sfântul Andrei și tot nu ne-ar ajunge. Pentru câteva minute cât avem alocat, va trebui să am o abordare foarte abruptă așa și nu știu dacă este potrivit, dar o să încerc, o să mă străduiesc să spun câteva cuvinte despre Sfântul Andrei. Foarte pe scurt, este un fiu de pescari, pescar din tată fiu cum ar veni, este fratele Sfântului Apostol Petru, deci cei doi frați, tatăl lor Iona, un pescar care i-a învățat meșteșugul acesta, sunt născuți în Betsaida, într-un sat de la Marea Galilei, lacul Genizaretului, cum se mai spune, unde au trăit așa anonim, să spunem, până la momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos iese public în lume să-și desfășoare activitatea și nu strălucește prin nimic nici așezarea aceea în care s-au născut, un quasi anonimat în istorie până la acest moment. De fapt, am putea spune că toată regiunea este anonimă. Am putea spune că și istoria apare anonimă până la întruparea Mântuitorului Hristos. Da, este chemat de Iisus Hristos să vină la apostolie, să-i urmeze ca ucenic. Întâi este ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul. El, împreună cu Sfântul Evanghelist, cel care va fi Sfântul Evanghelist Ioan. Sigur că telespectatorii dumneavoastră cunosc că Sfântul Ioan Botezătorul le spune despre sine că este doar un propovăduitor, un înainte mergător al Domnului și arată cu degetul, să spunem așa, cum obișnuim în discuțiile noastre publice cu subiect și predicat, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia, cel pe care prorocii l-au anunțat și cel pe care îl așteaptă poporul lui Israel și, bineînțeles, și noi, noul Israel. Sigur că Sfântul Apostol Andrei avea o căutare, afară de faptul că el era un pescar de adânc, să zicem, avea o căutare adâncă, avea niște neliniște existențiale. Drept urmare, el își dedică cumva viața căutării Dumnezeului celui viu, celui adevărat. Și pentru asta, sigur că, să zicem, se înscrie ca ucenic la școala Sfântului Ioan Botezătorul, dar de asemenea, atunci când se pune problema de a vedea adevărul, el de îndată îl urmează pe Hristos, Dumnezeu cel adevărat. Devine ucenic și foarte interesant, că asta aș fi vrut să spun, afară de faptul că își dedică viața declarativ credinței în Hristos, în Dumnezeul cel viu, el mărturisește și prin conduita sa, adică rămâne necăsătorit, spre deosebire de fratele său Petru, care se căsătorise, știm din istorie și din Evanghelii, că se căsătorise și își întemeiase o familie. Ei bine, Andrei, fratele lui, dorește să rămână în stare de feciorie. Era un ordin, să spunem, al iudeilor atunci numit Nazireat, Nazirei, cei care hotărau să rămână caști, să rămână feciori. Ei bine, Andrei este unul dintre aceștia și toată viața va rămâne așa, urmând crezului său și Dumnezeului său cel adevărat. Asta este istoria lui Andrei până în momentul în care este chemat să-L urmeze pe Hristos. Prima convertire pe care o face Andrei este asupra fratelui său Petru, pe care îl știm ca un om de piatră. El se numea Simon înainte, însă Mântuitorul, cunoscând temperamentul lui, cunoscând puterea lui, să zicem,
caracterul său puternic îi spune: de azi te vei numi Chifa, ce se tâlcuiește piatră. Adică Andrei ce face? Imediat cheamă la credința cea adevărată pe care el o împărtășește, îl cheamă pe cel apropiat lui, pe Petru. Ca oricare dintre noi care am găsit un mărgăritar de mare preț sau să zicem o proprietate imobiliară, așa l-am chemat pe fratele nostru să cumpere și el o bucată lângă noi. Aceasta este prima convertire pe care o face și atât de minunată încât îl aduce pe Petru, cel care, desculț, va birui două mari imperii, civilizația elenistică și pragmatismul și puterea Imperiului Roman. Desculț, în stare de arest și cu mâinile goale. Acesta este Petru, fratele lui Andrei, cel întâi chemat. Se spune că numele pe care îl purtăm spune ceva despre noi. Da, dacă ești credincios, în sensul că numele tău ți-a fost dat ca purtătorul acelui nume să-ți fie ocrotitor și tu îți însușești asta, bineînțeles că vei primi ajutorul Sfântului Apostol Andrei, cel care, bineînțeles, a înconjurat marea și pământul ca să propovăduiască învierea lui Hristos. Adică, ce trebuie să înțelegem? Celui ce crede, toate îi sunt cu putință. Celui ce nu crede, s-ar putea să-i dea toate numele din calendar și acela nu se va folosi de nimic. Prin urmare, celui ce crede, chiar dacă nu are un nume de sfânt, el poate să devină un sfânt, că asta e și chemarea. Dar cu atât mai mult, cei care cred și au ocrotitor pe Sfântul Andrei, sigur că își însușesc ceva din caracterul acestui sfânt. Eu, de exemplu, am, nu e frumos să dai exemplu, dar e foarte neutru, am ca nume de botez, deși într-o perioadă în care nu prea se puneau nume de sfinți, bine că se făceau botezuri, am port numele Sfântului Apostol Petru. Și măcar că port acest nume, eu sunt foarte slab spre deosebire de Petru, care era de piatră. Exact. Însă, poate că această slăbiciune tocmai din faptul că Dumnezeu înțelege și așa și creat foarte multe firi. Și firea, până la urmă, nu se schimba omului, ci se biruie. Tocmai despre asta e vorba. Chiar dacă sunt slab, dacă vreau să-i urmez lui Petru, pot să devin de piatră. În definitiv, devii de piatră prin ajutorul Mântuitorului Hristos. Sau devii tare în fața oricărei amenințări cu ajutorul lui Hristos. Și cel mai tare, de fapt, trebuie să fii în fața morții. Acolo se vede tăria. Pentru că altfel, sigur, nu este un concurs de frumusețe sau de putere, ci este, de fapt, o luptă înverșunată ca să biruim firea aceasta, care ce are? Are o boală, care se numește îndeopște moarte. Totuși, chiar dacă avem aceste slăbiciuni, prin credință, și acum referindu-ne la Sfântul Apostol Andrei, ajungem să ne însușim această certitudine că suntem nemuritori. Eu personal îndrăznesc să spun că cred în aceasta. Și nu numai că cred, încerc, mă străduiesc să am o asemenea comportament, asemenea conduită, încât să răzbată treaba aceasta. Că știu că Petru a crezut în învierea lui Hristos, știu că de fapt Andrei, de fapt, ce face el? Care e noutatea? Că în rest poate sunt niște cuvinte mai mult sau mai puțin meșteșugite. Știți că darul acesta poate cineva să-l aibă sau să nu-l aibă. Însă darul pe care îl face Dumnezeu tuturor, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este acela că el ne aduce vestea cea bună, Evanghelia. Asta preia Andrei, încredințat de învierea lui, de învierea lui Hristos, o preia și cu prețul vieții vine și o propovăduiește peste tot. Lucru care se și întâmplă de altfel. Inclusiv în Dobrogea și de aceea este și inclusiv în Dobrogea și am făcut saltul istoric acela de care vă vorbeam. Deci de la convertirea lui, de la primirea lui ca ucenic și până la Dobrogea trec foarte mulți ani, foarte mult travaliu, foarte multă chin, de câteva ori a fost bătut până la moarte. În sfârșit, n-a cedat cu niciun chip și a venit și aici în tărâmul lupilor, să spun. Știm că noi, getodacii sau dacogeții, aveam aici un cult, să spunem așa, mai mult războinic asupra acestei chestiuni, că suntem liberi ca lupii și îndrăzneți și luptători, însă aveam într-adevăr un cult monoteist, ceea ce a permis
Sfântul Apostol Andrei și a permis de fapt Mântuitorului Hristos să fie primit imediat. Adică putem spune că a fost odată când n-am fost români, dar n-a fost odată când n-am fost creștini. Cu alte cuvinte, de creștinism și de propovăduirea Sfântului Andrei în Dobrogea și apoi în tot teritoriul Traciei și mai mult decât atât, Sfântul Apostol Andrei aduce vestea cea bună a învierii lui Hristos, vestea împărăției și noi aveam această disponibilitate religioasă și ca neam să împletim în etnogeneza noastră acest adevăr al învierii. Dacii nu se temeau de moarte. Deci aveau această disponibilitate. Era însă o ghicitură așa mai mult într-o ceață. Ei, în momentul în care vine Sfântul Apostol Andrei și aduce adevărul, noi îl primim ca și cum am fi inventat aritmetica. Știți, 1 plus 1 face 2. Extraordinar. Evrica. Deci când a venit Sfântul Apostol Andrei, oamenii de pe aceste tărâmuri, din acest tărâm, de pe aceste meleaguri l-au primit ca și cum îl așteptau. Și de fapt îl așteptau. Lucru care se vede în chip minunat după 2000 de ani de istorie. Adică trebuie să înțelegem un lucru foarte interesant în afara poeziei. Niște realități care arată că poporul acesta în chip minunat, de neînțeles, a rezistat 2000 de ani. Între timp au căzut imperii, nu mai sunt popoare, civilizații. Noi, așa smeriți, necunoscuți, quasi necunoscuți în istorie, până la urmă, în sens imperialist, de mari cuceritori, quasi necunoscuți. Și iată, noi am rezistat în istorie și nu oricum. Niște oameni care, până la urmă, fac istorie, dar și meta-istorie, fiindcă poporul acesta al nostru, primind acest adevăr de la Sfântul Apostol Andrei, a dat pe lângă genii nenumărate, pe lângă oameni virtuoși, pe lângă, să zicem, artiști deosebiți, pe lângă caractere absolut extraordinare, a dat ceva ce nu au multe alte popoare, a dat sfinți. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, este alături de mine Părintele Cezar Axinte, discutăm despre Sfântul Apostol Andrei, aglomerație mare, ce se întâmplă acolo, în zilele acestea, ce își imaginează oamenii? Întâi de toate că în întrebarea dumneavoastră ați cuprins o parte din răspuns, anume că ați spus că e vijelie, că e frig, că e ninsoare, că n-au cu ce să ajungă, oamenii merg acolo. Asta e o parte din răspuns. Ultima teză mi s-a părut că trebuie să o punem în discuție, se calcă în picioare. E un fel de a spune. Nu s-a călcat nimeni în picioare. Se mai calcă pe degete, așa că acolo unde e aglomerație. Da, și nu în picioare, este un fel tramvai, de a spune, expresie. Și în tramvai. Da, este o expresie, asta vreau să spun. Ceea ce duce până la urmă la să focalizăm asupra primei teze, și anume că omul merge acolo indiferent de ce ar fi. Dacă ar fi un tsunami, omul tot s-ar duce la sărbătoarea Sfântului Andrei. De ce? Nu? Asta Dar este de ce întrebat. Merg atât de mulți fix în această Ei, asta zi e minune. De ce în alte zile? Nu, merg și în alte zile. Numai că trebuie știut un lucru. Deci, de ce merg atâția oameni? Pe de o parte din evlavie, din dragoste pentru acest sfânt, recunoștința poporului român, drept credincios, care înțelege cât de mare este darul pe care l-au primit, poporul pe care l-a primit de la Sfântul Andrei, anume acesta al credinței. Și iată, de 2000 de ani oamenii își exprimă această recunoștință pentru Sfântul Apostol Andrei, așa cum știu. Oameni poate chiar nevoiași, nu au posibilitatea să facă o excursie în tot anul, dar își pun bani deoparte ca atunci când vine ziua Sfântului să fie acolo. De ce de ziua Sfântului? Păi e firesc. Copilașul dumneavoastră când are ziua lui nu-și dorește să fie cu prietenii lui alături, cu părinții lui, cu cei dragi pe care îi iubește. Ei, zeci de mii de oameni de ziua Sfântului Andrei, atunci când este și hramul peșterii unde a fost Sfântul Andrei, vin să-și exprime și starea de comuniune între olaltă. Adică oamenii aceștia arată că fac parte dintr-o biserică lucrătoare, dintr-o biserică care își exprimă credința în felul acesta. Sigur că este o îmbulzeală
în termenii în care vorbește și Evanghelia, că îl îmbulzeau pe Mântuitorul. Adică vă puteți închipui 5.000, 10.000 de oameni care îl ascultau, fără boxe, fără regie tehnică, fără care de, mă rog, camere de luat vederi. Și Mântuitorul era îmbulzit și, cum să spun, foarte dorit de oameni. Ei bine, practic prin aceste sărbători, oamenii credincioși îl cinstesc pe Hristos, în sensul că ei, adică noi, îi cinstim pe cei care au fost lui urmași, următori, adică apostolii, sfinții și fiecare dintre noi până la urmă, după felul în care o să ne manageriem viața, ca să spun un cuvânt mai apusean. Ei bine, faptul că oamenii doresc să fie împreună de ziua acestui sfânt este un lucru foarte frumos. Într-o societate, într-o lume care zicem noi că e globalizată, dar de fapt atomizată cu totul, pentru că, dacă vreți, caracteristica lumii acesteia este individualismul, însingurarea, izolarea, măcar că trăim în megalopolisuri. Știți ce sunt megalopolisurile? Aglomerări urbane în care fiecare își trăiește singurătatea în comun. Vedeți cât e de tragică treaba aceasta. Priviți-o în oglindă, răsturnat ca la fizică, și o să vedeți aglomerările acestea pe care le vedem noi la sfinți, acolo unde oamenii își trăiesc bucuria în comun. Deci este un soi de bucurie. Să nu credeți că vine cineva de la Baia Mare pentru 5 sarmale înghețate la peștera Sfântului Andrei. Sigur că e tendențios să spui aceasta, că se îmbulzesc pentru niște fasole. După ce stai vreo 10 ore nemâncat de dimineața, cum se merge la slujbă, sigur că ți se face foame. Și văzând 20.000 de oameni, te gândești că poate nu-ți mai ajunge și mai ai vreo 500 de kilometri de mers. Și începi să te enervezi și începi să vorbești puțin mai tare, să ridici Pot fi lucrurile acestea, dar știți cum? Nu trebuie să privim spre întuneric. Nu blestemăm întunericul, ci căutăm o luminiță. Oamenii se împart în muște și albine. Știți, musca, dacă o trimiți într-un câmp de trandafiri, ea se așează pe bălegar. Numai asta vede, bălegarul. Albina, chiar dacă o duci la glina, la groapa de gunoi a Bucureștilor, ea caută o floricică mică, scoate de acolo dulceața, miroase floarea, vine și face un bine omului. Musca, dacă vine la dumneavoastră pe masă, îi dați un plici, în cel mai bun caz, o pocniți. Deci nu trebuie să căutăm numai spre asta. Sigur că sunt niște chestiuni care la cei care nu înțeleg ce se întâmplă par carențe în educație, în civilizație. Nici de cum. Sigur că putem spune că ar trebui să ne încolonăm ca legiunile romane sau naziste așa și să mergem acolo. Nu. Dumnezeu vine și spune: iată, v-am dat vouă iubirea, eu sunt iubirea, iubiți-vă între voi, iar în iubire este și libertate. Felul în care înțelegem libertatea ne privește, nu este Hristos vinovat de asta, că noi ne comportăm, unul se poate comporta. De asemenea, poate să fie și un host de buzunare la o asemenea manifestație, nu? Asemenea manifestare, pardon. Și unde-i problema celui care... Eu am fost de înviere la Mănăstirea Sfântului Apostol Andrei și erau grupuri de tineri care vorbeau foarte tare, nu ascultau slujba, lumea se uita urât la ei, încercând poate din privire să le atragă atenția cumva și să îi mai liniștească. Imediat ce s-a terminat slujba, au plecat, au luat lumină și au plecat. Există oameni care nici nu ies bine pe poarta bisericii și își aprind o țigară. Și așa mai departe. Da, aveți dreptate. Două puncte de vedere. Unu, prefer să vină la înviere tinerii decât să meargă underground într-un cavou. Da, este. Unu, doi, dacă sunt gălăgioși, eu îi aștept la mine la biserică să-și exprime gălăgia. Adică prefer să vină la biserică decât să ne ignore, sau prefer să mă înjure ca să mă trezească decât să mă ignore. Sigur că prefer să vină la biserică și să intrăm în comuniune. Dar tinerii aceștia gălăgioși sunt copiii noștri, pe care noi îi iubim, și până la urmă aceasta este forma lor de exprimare a stărilor de tinerețe.
Pe de altă parte, ziceați de unul care vine la biserică și imediat cum iese și aprinde țigara. Da, dar spune Hristos, n-am venit pentru cei drepți, ci pentru cei nedrepți. Adică pentru acela a venit. Și acela, dacă a venit la biserică, eu sunt foarte fericit, mi-am făcut datoria. Dacă nu vine la biserică, fiindcă eu îmi spun, fiindcă fumez, fiindcă despre să mergi la iad, am să dau socoteală. Deci eu trebuie să-i urmez lui Andrei, lui Petru și în definitiv lui Hristos și să spun exact ca el. N-am venit pentru cei drepți, n-am venit pentru cei sănătoși, am venit pentru cei bolnavi. Cel care nu fumează, cel care este virtuos și care se crede sfânt, sigur că s-ar putea să fie într-o mare înșelare. Dar noi noi socotim în ortodoxie, îi socotim pe toți mai drepți decât noi. S-ar putea ca acela care iese și aprinde o țigară să fie la exterior mai șifonat decât mine, dar la interior să aibă o lumină pe care eu nu o am, din cauza că nu cultiv virtuțile. Deci este foarte, foarte interesant. De fapt, acum vorbim despre credința lui Andrei. Tot ce vă spun eu este credința pe care Andrei, Sfântul Apostol Andrei, primind-o de la Hristos, Dumnezeu și om, ne-a adus-o nouă. Noi am primit-o de la El, prin ceilalți sfinți, prin arhierei noștri și ne-am însușit-o și o mărturisim și noi așa. Important este să înțelegi care este, ce a vrut Hristos să ne spună prin venirea sa, ce a vrut să ne spună Sfântul Apostol Andrei, că Dumnezeu iubește lumea. Dumnezeu care este considerat atotputernic și într-adevăr este, să spunem așa, nu poate una, nu poate să nu ne iubească. Și foarte interesant, la Dumnezeu iubirea nu este împărțită, în sensul că pe cel care se înghesuie mai tare la oala cu fasole îl iubește mai puțin sau mai mult. Nu are criteriul acesta. Pur și simplu nu poate să nu ne iubească. Inclusiv pe aceea pe care o vedem la barieră și întoarcem oripilați fața sau copilașii aceia sau cercetorii aceia în sfârșit cărora le deschidem geamul așa de un milimetru ca să le băgăm o bancnotă, dacă se poate cea mai mică, inclusiv pe aceea sau mai ales pe aceea care deja prin viețuirea lor putem spune că au o suferință. Pe aceea iubește Hristos. Deci, aceasta este, pentru aceasta se îmbulzesc oamenii. Vor să vadă, pe de altă parte, trebuie știut că este poarta de intrare a creștinismului în România. Închipuiți-vă că ar veni, eu știu, conducătorul lumii, nu? Nu știu, să nu-i zic numele, că nu mai știm care este, dar unul dintre ei ar veni la un summit la București. Cum ar fi? Ce îmbulzeală? Nu numai că am luat și câteva bastoane de la jandarmi peste ochi, dacă... Și când venea Băsescu pe litoral era îmbulzeală, prin urmare... E, așa că la 20.000 de oameni care se duc pe acest timp și în aceste condiții de mare tristețe, de mare dramă, de mare suferință și se duc acolo să vadă niște preoți, niște arhierei care aduc până la urmă slavă lui Dumnezeu, cinstindu-l pe Sfântul Apostol Andrei și arătând cât de puternică este credința aceasta pe care ne-am însușit-o noi ca români și cât de valoroasă este ca noi să rămânem așa, să nu ne stârpim ca neam, că asta este până la urmă. Părinte, din păcate emisiunea a ajuns la sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și că ați fost astăzi alături de noi. Cu drag oricând. O zi excelentă vă doresc și sărbători minunate de acum înainte. Mulțumesc, la fel. Atât deocamdată, doamnelor și domnilor, ne revedem la ora 19 la știri, pe curând.